Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a doua emisiune Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Dan Ioan Cușnir, consilier județean PSD, vicepreședinte al partidului, al organizației organizației județene Suceava a Partidului Social Democrat. Vom reveni asupra modului în care este administrat municipiul reședință de județ, domnule consilier. Aș vrea totuși să faceți câteva aprecieri despre activitatea Consiliului Județean. Dumneavoastră ați fost preluat pe parcurs, nu din 2012, nu? Din 2013. 2013. Din 2013 sunteți consilier județean. Cum evaluați activitatea Consiliului în întregul lui, eu știu, din 2012 până acum? Îmi vine greu, de exemplu, să fac o comparație, ca să pot spune în cunoștință de cauză, ca să poți evalua în cunoștință de cauză activitatea oricărui organism, da, ar fi foarte interesant de făcut comparații. Bă rog. Eu, nefiind în Consiliul Județean în legislatura trecută, îmi vine foarte greu să fac comparații în necunoștință de cauză. Ceea ce văd că se întâmplă la Consiliul Județean, ceea ce s-a întâmplat în acești 3 ani în care am participat și eu la toate ședințele, ceea ce îmi place foarte mult este că nu există acea politică a pumnului pus în gură, de care unii spuneau că se întâmpla în trecut. Îmi place că oricine, și apreciez, deși ați început emisiunea spunând că nu accept părerile contra, apreciez părerile contra. Și dacă veți urmări ultima filmarea ultimei emisiuni, ultimei ședințe de Consiliu Județean, veți putea observa că un consilier județean PDL a avut o abordare împotriva unui punct de pe ordinea de zi și am votat, așa cum mi-a spus conștiința, propunerea acelui consilier județean PDL. Deci sunt adeptul părerilor spuse, părerilor contra, cu condiția ca cele păreri să fie argumentate. Dacă, și sunt și exemple de păreri contra, numai de dragul de a spune ceva contra, astea riscă să se ducă în derizoriu, în penibil. Dar părerile contra argumentate sunt pe placul meu și din ceea ce am sesizat sunt și pe placul președintelui Consiliului Județean, pentru că nu l-am văzut niciodată enervându-se când cineva este împotriva unei abordări de a dumnealui sau fiind ezitant. Deci și dumnealui apreciază părerile contra, dar argumentate. Domnule consilier, se apropie alegerile și bun, nu numai din pe acest motiv. În permanență, acest mandat, din punct de vedere politic, acest mandat, mandatul domnului președinte Nechifor, este comparat cu mandatul președintelui Flutur. Și știți foarte bine, în zona publică se discută. Domnule, era mai multă activitate, mai multă acțiune pe vremea domnului Flutur și parcă, și asta e și titlul, mai puține investiții pe mandatul PSD, pe mandatul domnului Nechifor. Iarăși o comparație, dacă doriți. Da, sigur că da. S-ar putea să fie așa, s-ar putea să nu fie așa. Eu n-am văzut încă nicio comparație pusă pe hârtie. Dom'le, uite, astea au fost investițiile făcute între 2008-2012. Astea sunt investițiile făcute în perioada 2012-2016. N-am văzut încă. Dacă cineva a făcut-o și o are, ar fi foarte interesant. Investiții făcute și finalizate, adică să nu trecem la investiții din perioada Flutur. Dau un exemplu la întâmplare, da. Drumul Iacobeni-Borșa, care s-au anunțat cu surle și trâmbițe că se modernizează drumul Iacobeni-Borșa, și ce s-a întâmplat până acolo? S-au aruncat 18 milioane de euro pe apa Sâmbetei fără să facă nimic. S-a dat avans de lucru firmei care a câștigat licitația, firma respectivă a folosit avansul de lucru cumpărând o stație de betoane și o stație de asfalt, după care a intrat în insolvență și o poveste care
nu este unică în fosta guvernare PDL. Și drumul Iacobean Borșa nu s-a finalizat. Dar ar fi interesant să vedem investiții finalizate din perioada 2008-2012 și din perioada 2012-2016. După care ar trebui să analizăm puțin contextul general economic. În perioada 2008-2012, cum mergea România, cum mergea Europa. În perioada 2012-2016, cum mergea România, cum mergea Europa. În perioada 2008-2012 era perioada în care se putea beneficia la turație maximă de fonduri europene. În perioada 2012-2016 am prins exact perioada în care s-au schimbat programele europene. Ar fi interesant de comparat ce se va întâmpla 2008-2012, să comparăm cu 2016-2020. Cu siguranță că nimeni nu va putea spune vreodată tot ce s-a făcut pe perioada lui Gheorghe Flutur a fost rău. Nu, este o greșeală, repet, este o greșeală să spunem asta. S-au asfaltat drumuri, au fost comune care au evoluat. Ceea ce spun acei consilieri județeni care au fost în ambele mandate, spun că localitățile conduse de primari PSD au fost vitregite la alocările bugetare în comparație cu localitățile care aveau primari PDL. Bun, acum și domnul senator Flutur, când a fost în opoziție, spunea că PSD-ul, în mandatele sale când conducea Consiliul Județean, vitregea sau, eu știu, trecea pe liste secundare, spuneți-mi, primarii PNL sau PDL, PLD, cum erau înainte. Sunt localități conduse de... Asta e un joc politic, știți? Sunt localități conduse de primari PDL care nu au primit niște alocări bugetare, da, pe niște reguli anunțate de la început, pentru că nu și-au plătit cotizația la SMID. Dar știau regula jocului. Da. La fel, eu vă dau un exemplu, la ultima alocare bugetară, localitate PSD care nu a primit nimic, zero. Zero. Grămești. Grămești. Da. Și nu sare nimeni în sus să spună asta, pe asta nu vede domnul Flutur, că Grămești cu primar PSD a primit zero lei. Dar poate o să vadă că domnul primar de la Pojorâta l-a lăudat pe și i-a mulțumit președintelui Nechifor pentru ajutorul dat în susținerea unor investiții. Presupun că are motive. Astăzi în, da, în presă. În presupun că are motive. Da. Totuși, revenind, mă rog, clar că dumneavoastră vreți să faceți o altfel de politică. Ați dat și un exemplu cum ați votat alături de un coleg, da, PNL. Dar nu vreau să fac, politica bunului simț, a ceea ce cred eu. Ce să vă spun? Dar totul, când e competiție politică, se reduce la un lucru simplu. N-au fost investiții, vă spun, deci competitorii, adversarii dumneavoastră politici, cum spun, în vremea guvernării PSD, guvernarea condusă de Victor Ponta, prea puține investiții s-au făcut în județul Suceava. Ar fi bine să argumentăm. Eu, dacă vreți, eu vă povestesc un pic despre colegii 8 pe care îl cunosc mai bine decât, restul județului. Eu știu că s-a asfaltat la Mușenița, știu că s-a asfaltat la Grămești, știu că s-a asfaltat la Zvorștea, știu că s-a asfaltat între Hânțești și Siminicea, știu că Siretul a primit Siretul cu primar PNL, da? Anul trecut parcă 20 de miliarde în lei vechi pentru încălzire, acum 2 ani iar 10 miliarde, deși respectivul primar tot scrie pe Facebook că nu a fost ajutat de guvernul Ponta, a uitat că a primit câteva zeci de miliarde de la guvernul Ponta. Știu că Dumbrăveniul cu primar PNL a avut foarte multe investiții în timpul guvernului Ponta. E ușor de spus, s-au făcut mai puține investiții, dar haideți să le cuantificăm. Știu că s-au făcut în acest an cămine culturale la Hânțești, Bălcăuț, Zamonstea, Zvorăștea. Astea sunt patru localități care acum le-am în minte. Orice discuție pe care o avem, trebuie să o avem argumentat. Nu, la modul general, nu s-au făcut investiții. Eu vă zic că dacă cineva ar fi serios și ar pune pe hârtie toate investițiile, i-ar fi greu să spună că în perioada 2012-2016 nu s-au făcut investiții. Iar dacă concluzia va fi s-au făcut mai puține investiții, să tragem concluzie, să vedem de ce s-au făcut mai puține investiții
și să vedem ce trebuie să facem ca acest lucru să nu se mai întâmple. Vreau să spuneți că ar trebui o discuție aplicată. Adică pe hârtie discutăm față în față ce s-a făcut pe lucruri concrete, argumentate. Da, ca să vedem care este evoluția județului. Bun, dar tot un competitor politic al dumneavoastră putea spune, n-ați reușit să terminați șoseaua de centură. Nu e, nu e obligat, ori, spuneți-mi, Consiliul Județean, pentru că așa s-a, știți cum, s-a preluat această idee că e o investiție a Consiliului Județean, Consiliul Județean este beneficiar și s-a mers mai departe așa. Ori știm foarte bine povestea că... Povestea cu șoseaua de centură e lungă. Dar se spune, bun, guvernarea Ponta, de ce n-a alocat bani suficienți pentru șosea? Să o luăm cu începutul. Vă rog. În 2004, șoseaua de centură a Sucevei era argument major de campanie al primarului în funcție Ion Lungu. Puteți să verificați, o țin eu minte asta. Bine, avem fotografia, erau mai mulți în fotografie. În 2004, Ion Lungu le promitea sucevenilor șoseaua de centură. În 2008, din nou, Ion Lungu le promitea sucevenilor șoseaua de centură. Venea ministrul transporturilor la acea vreme, Berceanu. După 2008, Radu Berceanu, se aduceau niște utilaje, se făceau două fotografii, plecau utilaje. Curiozitatea este că această șosea de centură, și aici degeaba încearcă să se arunce mâța pe, părerea mea, pe primărie sau pe Consiliul Județean. Corect. Aici trebuie discutat despre profesionalismul și bunele intenții a CNADNR-ului. Și curiozitatea face că această șosea de centură a ajuns la 6 milioane de euro. Cu 6 milioane de euro în străinătate se construiește șosea de centură cu două benzi, șosea de centură în regim de autostradă, deci care are parapet pe mijloc și cu două benzi. Noi la Suceava reușim să facem cu 6 milioane de euro o șosea de centură cu o bandă. După care a fost un complex nefavorabil, dacă țineți minte, retragerea grupului Colas din România. SCCF Iași, făcând parte din grupul Colas, s-a ajuns la o insolvență. Cam multe insolvențe în timpul guvernării PDL. Repet, aia de la Borșa, stația de epurare a apelor, da, șoseaua de centură, adică tot, apar tot felul de insolvențe. După care, iar curios, de ce a trebuit CNADNR-ului un an ca să constate că SCCF Iași nu mai lucrează la centură. Lucrul ăsta îl poți constata într-o săptămână sau într-o lună. CNADNR-ului i-a trebuit un an. O altă curiozitate, după ce a trecut acest an, CNADNR-ului i-a mai trebuit încă un an ca să stabilească. Ca să scoți la licitație, trebuie să stabilești stadiul real al lucrărilor. Da. Tu nu poți să scoți la licitație de pe stadiul de pe hârtie al lucrărilor. Încă un an le-au trebuit ca să stabilească stadiul real al lucrărilor. Și eu sunt la fel de nemulțumit, așa cum sunteți dumneavoastră, la fel cum este nemulțumit domnul Gheorghe Flutur, la fel cum este nemulțumit și domnul Cătălin Nechifor, toți suntem nemulțumiți de faptul că Suceava nu are finalizată șoseaua de centură. Nu are finalizată, pentru că da, un tronson este inaugurat și dacă veți merge pe acolo, veți vedea că are trafic. Deci Suceava avea nevoie de această șosea de centură. Dacă vreți o părere personală, și la fel s-ar putea să fiu subiectiv, mi-a plăcut foarte mult că atunci când s-a dat în folosință acel tronson de șosea de centură, Nu s-au făcut inaugurări cu sobor de preoți, cu tăiat de pamblici, adică cu seriozitate s-a anunțat, simplu, sec, este de mâine, puteți circula pe tronsonul de centură. Adică n-a încercat nimeni să confiște, da, un obiectiv. Am înțeles. Domnul consilier, m-aș întoarce un pic la mandatul dumneavoastră, scurt de consilier județean. În 2014 ați făcut parte dintr-o delegație care a avut un schimb de experiență în zona administrativă cu administrația din Schwaben. Da. Ați făcut și o conferință de presă, oarecum presa a rămas
Și încântată și uimită că, iată, după o asemenea vizită se face o conferință de presă, vin 2-3 primari, vin 2-3 consilieri și spun ce au făcut acolo. Ați venit cu ceva idei de acolo. Să le menționez eu, pentru că le-am găsit în raportul dumneavoastră de activitate. Acea școală de dezvoltare locală și rurală. Îmi place că când stai de vorbă cu cineva care vine cu temele făcute, e o plăcere. Nu, adică am văzut față de alți colegi care au, mă rog, două rânduri în raportul de activitate, noastră aveți o pagină întreagă scrisă. Și ați menționat, asta am făcut, asta ar trebui poate aplicat la noi. Școala, da, sper că nu greșesc. Școala de dezvoltare locală. Da, nu s-a putut. Din păcate. N-ați mai încercat sau era dificil de făcut? Nu era dificil de făcut. Nu este nici acum dificil de făcut. Și o spun cu tărie, asta este singura soluție. Ca să înțeleagă și telespectatorii postului dumneavoastră, ce este această școală de dezvoltare locală care funcționează în zona Augsburg-Bayern. Înainte de luarea oricăror decizii, se creează niște grupuri țintă în fiecare localitate. Profesor, muncitor, cizmar, pensionar, elev, cu studii superioare, fără studii superioare, și sunt consultați la ce ar trebui să se întâmple în localitatea lor. Deci la începutul anului 2016 se întâlnesc și consultă acest grup, este consultat, după care consultarea se extinde la întreaga comunitate, avem următorii bani și vă propunem următoarele obiective. Canalizare, stadion, parc, teren de joacă pentru copii, amenajarea grădiniței. Și oamenii spun, vrem canalizare. Sau oamenii spun, vrem grădiniță. Și atunci tu vei fi convins că faci ceea ce au nevoie oamenii. Când se va întâmpla și în România lucrul ăsta, atunci vom putea noi să fim siguri că facem ceea ce oamenii într-adevăr au nevoie. Dacă noi spunem, vrem să facem nocturnă, dar câți oameni merg la meci? 100. Poate în Suceava sunt 10.000 de oameni care vor să scape de noroi. Nu interesează nocturna. Sau s-ar putea să avem surpriza ca 10.000 de suceveni să spună, dacă va fi nocturnă, vom merge cu mare bucurie la meci. Dar întotdeauna, că ne convine, că nu ne convine, trebuie să fim convinși că noi știm ceea ce vor cetățenii, nu că presupunem. Când vine cineva și spune, eu vreau să fac un pod, el presupune că acel pod va decongestiona traficul și asta este principala dorință a sucevenilor. Dar s-ar putea să avem surpriza ca nu asta să fie dorința sucevenilor. S-ar putea ca sucevenii să spună, cel mai mult îmi doresc în anul 2017 să avem parcul și poate unul din cele mai frumoase parcuri din țară. Și atunci asta va trebui să facem. Și asta face Școala de Dezvoltare Locală. Să știți că am reluat subiectul și cu președintele Consiliului Județean și cu Otto Halabrin, care din regiunea Schwaben, conducătorul Institutului Bucovina, care este un mare iubitor al Sucevei și al Bucovinei. Singura problemă a fost că la ultima delegație a lor în Bucovina trebuia să participe și doamna directora Școlii de Dezvoltare Locală din Schwaben, doamna Augustin Gerlinder. Dar nu a mai putut să vină. Deci urmează. Nu este un proiect eșuat. Nu este un proiect eșuat. Este un proiect întârziat. Și sufăr la fel cum suferiți și dumneavoastră la atâtea proiecte întârziate. Sufăr și eu când avem din nou, parcă e un blestem acestei națiuni, că nu reușim să facem lucrurile la timp, așa cum ni le dorim. Nu avem viteza pe care ne-am dorit să o avem. Da, domnule Cușnier, bănuiesc că doriți o consultare reală, da, asupra problemelor unei comunități. Nu așa cum, eu știu, acum este chestionat publicul printr-o rețea de socializare. Deci, vreau să vorbiți despre
o consultare profesionistă. Păi, când consulți publicul într-o rețea de socializare, eu chiar nu știu despre ce e vorba. Nu, dar când, spun, când, mulți, când nu, și la nivel național rețea, se folosesc astfel de, păi, de păreri. Deja pe Facebook, ăsta e fenomenul. Trebuie să construim un iaz în mijlocul comunității. Nu, păi, deci când te consulți numai pe o rețea de socializare, deja ai limitat grupul de adresanți. Deja tu nu mai ai părerea reală a tuturor. Pentru că sunt... Părinții mei nu sunt utilizatori de Facebook, dar părinții mei au muncit toată viața lor în acest oraș. Și atunci trebuie să le ceară cineva și părerea lor, chiar dacă nu sunt utilizatori de Facebook. Da. Domnule Kouchner, eu sunt politician și vin în fața publicului într-o conferință de presă și spun: am făcut un sondaj, asta vor sucevenii. Telegondolă. Ce ar trebui să ceară suceveanul, politicianul care a emis asemenea idei? Da? Vreau să spuneți de consultare. El zice: domnule, eu m-am consultat. Ce ar trebui să ceară? Povestea cu telegondola nu a apărut în urma unui sondaj, a apărut în... Nu, dar spun, poftim. Cineva a visat într-o noapte telegondola. Politicianul, un om serios care vrea să muncească pentru comunitate, spun: știți, ați dat câteva exemple de nocturnă, de pod și eu știu ce amenajare de zonă de agrement. Că așa au spus sucevenii. Trebuie să argumenteze unde. Trebuie să spună. Am realizat. Aduc aici șeful unei firme de sondare public. Sondajele se fac ori creăm instituția asta, școala de dezvoltare locală, care este... Atâta timp cât funcționează în Germania. Și Germania este, părerea mea, este cel mai bun exemplu la care trebuie noi să ne raportăm, și am să termin ideea asta și după aia revenim de ce trebuie să ne raportăm la Germania. Deci ori creăm acest instrument, ori dacă nu, apelăm la companii, la instituții specializate în sondaje. Și avem în România, slavă Domnului, organizații care îți fac sondaje reale și corecte. Și asta s-a văzut la toate alegerile, că oamenii sunt profesioniști atunci când li se cere profesionalism. Și acum revin la Germania. De ce, părerea mea, trebuie să ne raportăm la Germania? Germania, după război, în anul 1945, era rasă de pe fața pământului. În România, de la Revoluție până acum, au trecut 25 de ani. Da? Vă rog frumos să faceți o paralelă între evoluția României în ultimii 25 de ani și evoluția Germaniei de la 1945 la 1970. Germania în 1945 rasă de pe suprafața pământului, fără poduri, fără drumuri, fără industrie, fără agricultură, fără bărbați care să muncească. Mai erau numai copii și femei în țara aia. Cineva a propus un plan, domnul Kouchner. Dar nu-i numai planul Marshall. Planul Marshall, fără munca nemților de dimineață până seara și fără organizarea nemților, nu ar făcut nimic. Pe România, credeți că dacă făceam planul Marshall, ieșea ceva din el? De ce? Aveți așa o părere proastă despre noi? N-am evoluat în acești 25 de ani, nu am evoluat așa cum erau așteptările noastre. Aduceți-vă aminte, domnule Chidovăț, care erau așteptările dumneavoastră la Revoluție? Eu pe a mele mi le aduc, parcă ieri a fost Revoluția. Mm-hmm. Nu mi-au fost îndeplinite nici pe departe așteptările. V-ați fi imaginat dumneavoastră la 25 de ani, la Revoluție, că după 25 de ani noi vom discuta despre noroiul dintre blocuri, despre... dacă va fi sau nu va fi căldură la iarnă? Dacă îmi spunea mie cineva cu 25 de ani că voi face până la granița de vest a României 9 ore, îi spuneam că nu e ancorat în realitate. Dar uite că a avut dreptate. Bun, sunt anumite lucruri care n-au fost făcute la timp, domnul Kouchner. Adică la asta, de asta s-a întârziat. Sau deloc. Când asta spuneți... Sau deloc. Bun, era nevoie de reabilitarea rețelei subterane? Sau nu era nevoie? Trebuia în 95 făcută sau am apucat abia fonduri structurale și ne-am apucat în 2004? Acum, era nevoie că puteam de să construim, domnul Kouchner, pentru... că poate construiam palate, vorbesc, eu știu, muzee, statui, frumos, pe ce? Pe un piedestal mâncat, corodat. Eu n-am zis că nu era nevoie de refacerea rețelei de termoficare. Da. Nu, dar ziceați că vorbim despre noroi. După orice proiect trebuie făcut o analiză și spus, bă, se putea face mai bine, se putea face mai repede. Dacă tot am săpat atunci,
puteam să băgăm și firele în pământ? Adică a fost haos în dirigenția șantierelor sau cum? Nu, n-au fost corelate mai multe proiecte. Mm-hmm. Adică dacă tot săpăm pentru canalizare, pentru centrala termică... Să facem și un rastel pentru mai firele? Facem, mai pui acolo un tub de plastic prin care tragi ulterior toate firele. Am înțeles că varianta e pentru rastel. De... Sau rastel, da. Un șanț. Pentru că acum, vrem nu vrem, în câțiva ani, Suceava va trebui să fie din nou un șantier ca să îngropăm toate firele alea care dau un aspect neplăcut orașului. Suceava cu foarte... Nu-i lipsește mult să fie un oraș frecventabil. Ce îi lipsește? Municipiul, reședință de județ, da? Curățenia, în primul rând. Da. Părerea mea, da. Mi-aș rupt părerea mea. Florile. Da, păi, evident. Florile, curățenia. Dar flori frumoase. Adică trebuie să ne uităm cum arată florile în Iași, în Bistrița și cum arată în Suceava. Locurile de parcare, una din marile probleme a Sucevei sunt locurile de parcare. Această problemă poate fi rezolvată? Da. Păi câte parcări s-au făcut în Suceava? Două. Una și un pic, așa. Una și un pic. Una mai mare și una mai mică. Sau cum? Adică să vă dau un ca să revenim iar la proiecte făcute de dragul de a bifa proiecte, da. Fără să ne gândim la impactul negativ sau la prioritatea lor. Giratorul ăsta mare de aici, de lângă sediul televiziunii dumneavoastră, din dreptul spitalului. Da. Acolo, gândiți-vă ce parcare subterană pe trei nivele merge. Care ți-a? Mașini de la spital, spitalul vechi, o bună bucată din Opcini. Acolo merge o parcare subterană mare. Dar nu poți să o faci pentru că, și ai și loc mult unde să te joci, nu poți să o faci pentru că s-a făcut în acel giratoriu, s-a amenajat un parc pe fonduri europene. Și încă vreo 8 ani sau 10 ani nu poți să faci nimic în zona respectivă. Și adevărul că stai într-un parc unde circulă mașinile într-o parte din deci, trei laturi. Eu nu spun că ceea ce s-a făcut în Suceava a fost neapărat rea intenție. Dar nu au fost corelate, nu s-a văzut un... Poate că dacă echipa ar fi fost mai solidă în jurul actualului primar, dacă dumnealui și-ar fi construit o echipă care să-i spună hai să facem, dacă tot facem asta, hai să facem și pe asta sau hai să facem așa. Cine ar trebui să facă parte din această echipă? Ce ar fi trebuit primarul Lungu să caute, să aducă în echipa lui? Niște specialiști. Niște specialiști circulație rutieră, în trafic rutier. Pentru că noi acum tot spunem, fiecare ne dăm cu părerea cât trebuie pot, cât nu trebuie pot, cât trebuie obligatoriu la dreapta, cât nu trebuie obligatoriu la dreapta. Dar nu mai avem voie să facem experimente pe suceveni. Trebuie aduși specialiști în trafic rutier, așa cum au reușit să rezolve traficul. Nu vă dau exemple din Europa. În Brașov, în 5 minute ajungi din centru la oricare din ieșiri. Așa cum au reușit să rezolve Brașovul, așa cum au reușit să rezolve atâtea orașe din Europa, vor găsi și soluții pentru Suceava. Dar trebuie să apelăm la specialiști. La specialiști. De asta avem nevoie de oameni care să pună întrebări. Nu de oameni care să se creadă deținătorii tuturor soluțiilor. Domnul Cușnir, cum adică să nu-mi crească tensiunea când avem granit pe, să zicem, 15 metri pătrați? Da, întins în centru Sucevei și dumneavoastră luați foc că, eu știu, a crăpat granitul pe o maximă însumată, maxim 30 de centimetri pătrați. Înțelegeți ce spun? Da, eu vreau să vă zic că... Adică ați cerut pentru 30 de centimetri pătrați crăpat, ați cerut demisia primarului, efectiv. N-a fost prea mult? Nu știu dacă, eu v-aș ruga să mai citiți o leacă articolul, nu știu dacă am cerut demisia primarului. Cum? Orice postare a dumneavoastră înseamnă demisie. Nu o spuneți, dar tonul asta și cere. Iertați-mă. Referendum. Am avut ideea referendumului. Am crezut în ideea referendumului pentru demiterea primarului acum, cred că un an și jumătate, după care mi-am dat seama că nu este realizabilă. Uh-huh. Era imposibil de realizat. Dar vine referendumul populației peste 4 luni. Și? Haideți să revenim la pavele. Eu nu comentez acum că e frumos, că nu e frumos, că se putea face mai bine, că se putea face mai rău. Da. Dar o investiție care o consider cireașa de pe tort a administrației tale, când
Tu când vezi că se deteriorează, tu ar trebui să te autosesizezi, să chem constructorul și să pui să schimbe. Ceea ce s-a întâmplat la ultimul tronson, făcut de o societate de construcții din Botoșani, și aici revin la mândria mea, eu când văd societăți din alte județe lucrând în centrul Sucevei, nu sunt mândru că sunt sucevean. Dimpotrivă, mă revolt. De ce? Eu ca să fiu mândru că sunt sucevean, trebuie să văd societăți de construcții din Suceava lucrând acolo. Se termină investiția, ultima esplanadă din jurul Consiliului Județean, la nicio săptămână, duceți-vă să vă uitați, sute de bucăți de alea de așa zis granit sunt crăpate. La o săptămână după ce s-a terminat investiția, nu la 5 ani, nu la 7 ani. Și atunci mă întreb, de ce a trebuit să lucreze un constructor din alt județ în centrul Sucevei, în loc să lucreze sucevenii? Cum le redăm noi demnitatea? Cum facem noi să crească orașul ăsta? Orașul ăsta va crește atunci când... Deci dacă noi avem firme de construcții, dacă n-au câștigat licitația, domnul Cușnir. Na, și asta e adevărat. Asta e economia de piață. Că n-aș vrea să vă dau lecții. Dumneavoastră, caietul de sarcini, caietul de sarcini trebuia să fie făcut. Să conțină o discriminare pozitivă sau cum? Nu, caietul de sarcini trebuia să fie făcut atât de bine încât să câștige, să aibă șanse foarte mari să câștige firme din Suceava. Atât Dar de aici bine, cum se spune că... Aici trebuie să mergem un pic mai departe. Vine procurorul și zice, atât de bine ai făcut încât trebuie să treci pe la noi. Noi aici trebuie să mergem un pic mai departe. Noi sucevenii, când vrem să cumpărăm pantofi, cumpărăm de la un producător, trebuie să cumpărăm de la un producător de pantofi din Suceava. Da. Când vrem înghețată, cumpărăm de la producător de Suceava. Da, avem produse de vrem cașcaval, lapte, iaurt, cumpărăm de a noastră din Bucovina. Și dacă toți vom face așa, tuturor ne va fi. Altă soluție nu este. Pâine trebuie să cumpărăm, nu făcută de nu știu care brutărie din București, trebuie să cumpărăm pâine făcută în Suceava. Și încet, încet, aceste companii, dezvoltându-se, vor avea profituri. Ce vor face cu profitul? Păi unul se va ocupa să susține echipa de fotbal, altul se va ocupa să susține echipa de rugby, altul se va ocupa să amenajeze patinoarul, altul se va ocupa să facă locuri de joacă. Și o să spunem, Suceava este un oraș frecventabil, frumos. De-abia aștept să mă întorc în Suceava. Acum e nefrecventabil, în opinia dumneavoastră. Acum e aproape de ocolit. Aproape de ocolit. De ocolit. Din ce motiv? V-am spus. Dacă vreți să ilustrați, am înțeles că... De ce? Că era alt subiect. Da. Doar câteva aspecte. Atunci nu mai menționați, vă rog. Haide, dacă... Vă rog. Și colegii mei. Dacă îmi dați voie să vă spun de ce să mergem, de ce ar trebui să mergem, dacă putem focaliza puțin camera. Da. Imediat, colegii mei. În Timișoara ăsta este malul Begăi. Bega nu are nimic în plus față de râul Suceava. Este o apă care trece printr-un oraș. Doar că cineva care a avut viziune a plantat copaci acum 20-30 de ani, altcineva a făcut aleile pe care se plimbă biciclete și copiii și tineri cu role. Pe malul Sucevei nu s-a întâmplat nimic. Cred că diferențele dintre aceste două planșe sunt evidente. Adică eu m-aș fi așteptat pe... Hai să spunem, n-ai avut bani să amenajezi toată Valea Sucevei. Da. Dar câteva sute de copaci care să ți dea direcția silvică, sponsorizare, puteai să plantezi și copacii ăia în 10-15 ani erau mari, venea următor, zice, uite ce frumos, deja avem umbră, mai trebuie să facem numai, regularizăm râul, facem aleile, privații care să facă terase și restaurante vor veni. Lucrurile sunt atât de simple, cu condiția să le vezi. Spuneți-mi, domnul Conșner, acum nu trebuie să ne ascundem, prin postările dumneavoastră, dumneavoastră aproape că ați nimicit administrația condusă de primarul Lungu. Nu și am cu nimicit. Aspecte, cum am spus eu la început, minore, mici, poate nebăgate în seamă de noi. Din ce motiv? V-am spus 6 ani de șantier. Dați-mi un aspect minor. Ca să vedem dacă e minor sau nu. Nu, deci dumneavoastră, ca să folosesc sintagma, cuvântul alertă, da?
V-a arătat și, cum să spun eu, Suceveni, uitați-vă, opa, Vica a sărit, sau granitul. Granitul este pleznit. De ce este pleznit? Că e o singură dală, că sunt 10 dale, nu contează, din sute de mii. Dar de trebuie ce să ne uităm. Trebuie, de ce nu trebuie, în Germania priviți-vă, lucrurile? Plecați-vă ochii, priviți-vă, nu-i normal. Nu-i normal și atunci sesizați-vă. Nu-i normal, pentru că lucrarea a fost terminată cu o lună în urmă, două luni în urmă, trei luni în urmă. Lucrarea asta trebuia să țină poate 30 de ani. Adică eu la acest aspect că e eu lucru mic și adică nu permiteți să se întâmple asemenea lucruri. Probabil că de aici ajungi la lucrări solide. Domnul Chidovăț, eu am încercat cu actuala administrație să semnaleze inclusiv prin adresă. Da. Vă dau un exemplu și care au trecut 9 ani sau 10 ani și nu s-a făcut nimic. Veniți cu maxi-taxi din Burdujeni spre oraș. Da? Da. Coborâți la stația de la Bazar. Da. Partea cu Bazarul. Partea cu Bazarul. Ah, exact, trece strada să o luați spre mol. Pe trecere de pietoni. Da. Vreți să o luați spre mol și se termină trotuarul. Deci, sutele de suceveni care vin cu maxi-taxi. Da, am înțeles, gata, am vizualizat. Da, bun, eu am o adresă cu număr de registrare trimis la, și aici nu-i numai vina primăriei, primărie, poliție, serviciu circulației, ISU. Pentru că ce fac sucevenii? Coboară din maxi-taxi, trec strada și după aia au de ales. Îmi risc viața și merg pe stradă printre mașini sau trec acolo, este o benzinărie. Trec prin benzinărie. Majoritatea trec prin benzinărie. Din cei care trec prin benzinărie, 10, 15, 20%, ce fac în coboară din maxi-taxi? Și aprind țigara. Și trec cu țigara prin benzinărie. Deci o parte din suceveni își asumă un risc mergând printre mașini, alții merg cu țigara prin benzinărie. Ce s-a întâmplat în 10 ani de când am trimis adresa aia? Nimic. Acum câteva luni am avut o discuție cu domnul primar, și am zis, i-am arătat adresa. Au trecut 9 ani, domnul primar, sau 8 ani. Răspunsul care a fost? Așa, răspunsul a fost așa. Mm-hmm. Deci, se pare că nu merge prin adrese trimise cu număr de înregistrare. Și acum, eu nu văd nimica rău în a alerta cetățenii. Nu de mult a apărut pe niște posturi de radio naționale. A fost mediatizat o platformă care se numește Civic Alert, în care orice deținător de telefon mobil, de smartphone, vede ceva ce nu-i un pericol. Nu neapărat ceva ce nu funcționează în oraș. Un copac căzut care poate, o gaură de canal, un copac căzut, orice, vede ceva, fotografiază, spune locația, orașul și ora și unde a fotografiat și trimite către acea platformă, pe acea aplicație. După care cei care gestionează acea aplicație se ocupă de relația cu primăria, sesizează primăria. Avantajul care este? Că tu în permanență poți să intri pe acea platformă, pe Civic Alert, și să vezi și statusul sesizării tale. O ajuns la primărie, nu a ajuns la primărie, s-o lua măsuri, nu s-o lua măsuri. Nu este nimic rău în a alerta și a sesiza, pentru că dacă nu știm ce nu funcționează, nu avem cum să luăm măsuri. Eu lucrez într-o companie în care am o expunere destul de mare față de clienți. Am peste 1000 de clienți pe zi. Și întotdeauna când am o reclamație, mă bucur. Și le mulțumesc cu acelor oameni, pentru că omul care îmi reclamă, înseamnă că îi pasă. Eu dacă am reclamat ceea ce consider eu, poate n-am dreptate 100%, dar dacă am reclamat ceea ce îmi pasă și am sesizat ceea ce... Dacă am sesizat ceea ce nu-mi place și dacă am reclamat ceea ce nu-mi place în Suceava, este pentru că îmi pasă. Dacă nu mi-ar păsa și fi indiferent față de Suceava, nu m-ar interesa. Și municipalitatea s-a bucurat când ați sesizat? E problema lor cum abordează. Dar, nu știu dacă întâmplător sau nu, multe din acele aspecte s-au rezolvat. Și dacă tot, acum dacă am criticat pe cineva la începutul emisiunii, pe aceeași persoană, în altă speță, trebuie să-l laud. Mm-hmm. Am sesizat, cred că de 3-4 ori, când era deschis șantierul la cinematograful modern, elevii de la Ștefan cel Mare nu aveau pe unde să treacă decât prin giratoriu. Da.
viceprimarul Hașovski și-a asumat răspunderea când primarul, atenție, când primarul era în concediu și-a asumat răspunderea și-a pus acel gard care a delimitat și elevii puteau să treacă protejați spre liceu. Dacă mai aveți o idee, puteți să-i sugerați domnului Hașovski că domnul primar e în concediu în perioada asta. Poate se mai rezolvă. Mi-am dat seama ieri când l-am văzut în conferință de presă. Da. Mai luăm o pauză de publicitate, domnul Cușnir. Doamnelor și domnilor, revenim imediat pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară.